Noaptea Muzeelor, care va avea loc sâmbătă 19 mai, va prilejui o serie de evenimente la Muzeul de Istorie și Etnografie din Lugoj. Manifestarea va fi dedicată și centenarului Marii Uniri, astfel că titlul expoziției realizate cu această ocazie este Ei au făurit unirea la Lugoj. Vizitatorii vor putea descoperi în vitrinele muzeului obiecte, manuscrise și fotografii de epocă care ilustrează activitatea politică și culturală a personalităților vremii respective. Lugojenii sunt invitați să viziteze expoziția sâmbătă 19 mai între orele 19 și 24. A devenit o tradiție pentru instituția noastră să organizeze expoziții prilejuite de Noaptea Muzeelor, un eveniment cultural de anvergură europeană, și pentru că anul acesta celebrăm centenarul Marii Uniri, Muzeul de Istorie și-a propus ca toate manifestările, toate expozițiile din acest an să fie dedicate acestui moment unic din istoria nației noastre. Așadar, și Noaptea Muzeelor, pe 19 mai, la ora 19, îi așteptăm pe lugojeni și nu numai la vernisajul expoziției noastre. Ei au făurit unirea la Lugoj, un titlu sugestiv, spunem noi, în care o expoziție în care încercăm să aducem în prim plan portrete biografice ale personalităților lugojene care își leagă numele de făurirea idealului național al românilor bănățeni. De asemenea, Muzeul de Istorie și Etnografie din Lugoj propune vizitatorilor în Noaptea Muzeelor două proiecte inedite realizate cu elevi de la Școala de Muzică Filaret Barbu și Colegiul Național Iulia Hajdeu. Cei care vor călca pragul muzeului vor putea audia un concert al corului Armonie al Școlii de Muzică, iar în holul muzeului vor fi expuse desenele realizate de elevii de la Hajdeu sub titlul Cum văd copiii Marea Unire.